ne postoje. Știi cum o faci și intima pe afară, am cază acolo și acum luat, mă trebuie să mă iertie. Așa. Păi da, mă, Viorel, eu știu, ei acum încearcă. Ascultă-o, da. Și acum mirau. I-am zis, bă, Veronica, vezi că mirau. Păi pe Veronica ai s-o perzi, crede-mă, eu când ți-am zis mai de mult nu mai ai ascultat. Hai să vezi tu că ai s-o perzi, treaba ta, dacă nu mai ai ascultat. Eu ți-am zis că ei acum așa o să facă, treaba ta, dacă tu nu mai ai ascultat, eu am vrut să fiu băiat bun cu tine, ai văzut de la început, ți-am zis, adică, na. Am auzit Maria Nici, dar nu m-am mai complic, eu am luat niște ceai, foarte urât. Nu m-am mai complic, nu m-am studit și să m-am mai complic. Păi, dar nici din partea ei nu-i frumos, eu așa i-am zis la început, cum să nu se interesezi de copil, dar eu ți-am zis că tu ești altfel, dar e, nici de copil nu se mai interesează, de ce nu se ține de treaba voastră, voi știți cum e mai bine, dar eu am fost băiat bun pentru voi. Nu știu ce are, ce prostii are în cap, ce-a făcut și ce fac și nu pot să mai dau seama, că ea tot mai își vorbește și cu tatăl și cu dracu și bază toate prostii din cap, nu m-am să fac și ei, nu-mi dai seama. Bă, nu știu, eu aș încerca iar să te ajut, dar tu faci de ale tăi, înțelegi? Eu aș putea să te ajut, da? Nu mai da tu, Maria. Îți dai seama că e mintea ei în loc și... Păi da, mă, dar tu ești, băi, Viorel, ce dracu, ești femeie, doar tu ești bărbatul. Nu așa, am vorbit, ce, nu poți să pui piciorul în prag și asta, ce te reține, parcă zici că ești găină. Băi, eu am văzut și cu asta, acum nu mai știu cum să fac, ești, eu nu vreau să o lancheze, sunt dracu să-i fac ce-o trebuie, să fac o prostie, ceva. Păi nu trebuie, eu pot să te ajut să faci să o oprească, să nu mai lanseze, dar acum nu pot, că sunt la muncă, dacă e să facem cumva, ne vedem de seară, dar nu mai faci iar de al de tăli prostii de este, ne vedem de seară cumva. Nu, dar asta fără că ești, e atunci cu mașina, asta e costul. Păi lasă-mă că nu stă toată noaptea cu tine, vezi și tu cum faci de seară cumva și poți să fac să oprești treaba asta să nu lansezi, dacă vrei să o lansezi, la, nu știu eu. Eu ți-am zis, Viorel, eu am încercat să te ajut de fiecare dată, dar dacă tu nu m-ai ascultat, pe ce să-i fac? Acum nu, nu știu, nu mă iubim. Acum, e noastră, dragă, știi, și-am fașit, am sunat, eu am sunat. Dar vezi cum ai băgat ori tu, ori Veronica, numărul meu ăla e la blocat, adică eu când te sun, îmi dă direct ocupat, că am vrut să te sun să vorbesc cu tine și asta, dar îmi dă direct ocupat. Asta eu nu știu să mă îmbrul la blocat, eu nu știu. Păi cred că Veronica ai grijă, poate o băga Veronica numărul la blocat. Că eu am mai încercat să te sun, de asta te-am sunat de pe alt număr acum, înțelegi? Eu nu știu să mă îmbrul la blocat, știi că eu spai să mă doare cap. Știi că eu sprac cu telefonul, dar nu mă atentu. Dar tu unde lucrezi acum? În București, la șapă mecanizată. Eu sunt în București de mult timp, dar știi asta, și înainte de a fi cu asta ce-am vorbit, da? Sunt aici de mult timp, dar Mirela nu știe toate treburile astea. Asta e, dacă nu înțelegi, ce zic. Dar cu asta nu poți, nu știu, nu știu și pari oricum. Eu vreau să...